Primăria municipiului Lugoj scoate la licitație închirierea mai multor spații comerciale din oraș. Printre acestea se află și boxele din bazar, în suprafață de 24 de metri pătrați fiecare. Lista cu situația spațiilor comerciale ce urmează a fi scoase la licitație poate fi consultată la sediul primăriei, unde va avea loc și licitația publică. Aceasta este programată în data de 4 noiembrie la ora 10:30. Pe lângă boxele din bazar, administrația locală mai scoate la licitație și spațiul comercial de la Vama B, de la Podul de Fier, și căsuțele de lemn pentru Crăciun, care vor fi amplasate în piața Iosif Constantin Drăgan. În următoarea perioadă, Primăria Lugoj va organiza licitație pentru închirierea mai multor spații comerciale din oraș, și anume 5 boxe în bazarul pieței, 12 căsuțe din lemn în piața Ice Drăgan pentru târgul de Crăciun și un spațiu pe splaiul Bredicianu la capătul Podului de Fier. Informațiile privind organizarea licitațiilor se pot obține zilnic între orele 9 și 15 la biroul comercial. Documentația de atribuire aferentă fiecărui spațiu se poate obține printr-o cerere scrisă sau direct de la sediul primăriei, la biroul autorizației liberă inițiativă comercial contracte, camera 112, zilnic între orele 9 și 15. Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 31 octombrie, ora 10.